Directorii generali ai companiilor de apă și canalizare din aproape întreaga țară, împreună cu o serie de specialiști în domeniul implementării de programe europene, au fost, la finele săptămânii trecute, oaspeți ai APASERV Valea Jiului, cu ocazia desfășurării la Petroșani a unui important seminar de informare privind accesarea și utilizarea fondurilor europene în extinderea, reabilitarea și modernizarea rețelelor publice de apă și canalizare din România. Evenimentul a fost organizat de Asociația Română a Apei, Comitetul Teritorial Olt-Jiu, împreună cu APASERV Valea Jiului, operator local al serviciilor de alimentare cu apă și canalizare de la Petroșani. Decizia Asociației Române a Apei de a derula la Petroșani această importantă întâlnire de lucru, care a vizat identificarea soluțiilor ce trebuie adoptate de operatorii locali și regionali de apă și canalizare pentru a întocmi proiecte eligibile în vederea finanțării europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare, dar și măsurile ce trebuie luate pentru implementarea corectă și eficientă a acestora, vine și ca urmare a faptului că APASERV Valea Jiului este primul operator din România care a semnat deja un contract de finanțare pe fonduri POIM, urmând ca, începând cu acest an, să deruleze investiții de circa 90 de milioane de euro în toate localitățile din Valea Jiului. Discuțiile au vizat totodată și unele măsuri de ordin tehnic și economic în ceea ce privește activitatea operatorilor regionali de servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare, una dintre temele importante fiind cea a modului de abordare a problemei nămolului rezultat din activitățile de epurare a apelor uzate în contextul noilor directive europene în materie. Vreau să mulțumesc colegilor din Comitetul Teritorial Olt-Jiu pentru faptul că au venit și cu sprijinul lor am făcut această întâlnire la nivel de țară. Aș putea spune că sunt foarte mulți directori generali, dar pentru vorba colegului Gelu Stan, înainte de a începe, cred că ar fi bine fiecare să se prezinte, sau cum Gelu? Da. Deci, încă o dată, mulțumesc mult pentru faptul că sunteți în județul Hunedoara, în Valea Jiului. Mă numesc Vasile Baier, sunt directorul general de la Canal Sibiu și președintele Comitetului Teritorial Olt-Jiu, mai de dată recentă și președinte și director general, dar sunt în sistem de vreo 20 de ani. Am ocupat vreo 10 ani funcția de director tehnic. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența numeroasă și calitativă, având în vedere că sunt un număr mare de directori generali de top management, ne onorează prezența noastră și o să profităm în a avea niște discuții tematici pe care sunt propuse sau pe care le v-ați propune și ne dorim să plecăm de aici cu niște soluții la problemele noastre. Îi mulțumesc gazdei noastre, domnul director general de la APASERV Valea Jiului, pentru organizarea deosebită și personalizată pe care a făcut-o. Știu că a pus mult suflet și eu zic că a ieșit și o să iasă o întâlnire foarte, foarte frumoasă. Vă doresc un sejur plăcut și discuții fructoase la această întâlnire. O să avem și niște prezentări. Una din ele va fi în jurul orei 12:15, nu? Este întâmplător aleasă, este vorba de tehnologii pentru tratarea nămolului. E o problemă care a apărut în ultima perioadă și care cred că o să ne ardă destul de mult la buzunar pe viitor. În calculele care le-am făcut, cheltuiala cu valorificarea nămolului se va putea ridica la 4-5% din cifra de afaceri, ceea ce este foarte mult. Sunt mai multe variante, varianta la agricultură, varianta cu grob de nămol, dar care nu știu în ce măsură va funcționa pe viitor. Și mai sunt aceste variante tehnologice moderne care presupun investiții mari și care presupun și cheltuieli de exploatare foarte mari. Este o mare plăcere și onoare să fiu aici. Mulțumesc de invitație. Și acum, cum spunea și domnul director, domnul Avram este o gazdă bună și a organizat foarte bine lucrurile. Deja am făcut schimb de corespondență, să știm dinainte, nu că nu am ști, dar
să avem niște date actualizate cu privire la probleme pe care le aveți și, din păcate, probleme sunt, dar vom avea și, sper, soluții, așa cum am avut și în trecut, vom avea soluții și la aceste noi constrângeri pe care le întâmplăm cu toții acum. Știu că suntem la una a doua jumătate a celei de-a treia, să spunem, perioade de programare, dacă punem și ISPA și postul de mediu pe care l-am derulat, au existat și diferite probleme, dar așa cum le-am rezolvat în trecut, să sperăm că le vom rezolva și de aici încolo și poate și mai bine și mai eficient. Eu vă stau la dispoziție împreună cu colegii mei, întotdeauna e o ușă deschisă la noi. Ne propunem să avem și întâlniri punctuale, să spunem, în teritoriu, cu principalii, beneficiari, operatori, principalii constructori pe care sunt și aceea să împărtășim prin comunicare, să putem soluționa multe din ce avem de înfruntat. Vă mulțumesc și detaliem pe măsura în cadrul ședinței. Deci prima frumă să ne cunoaște și după aia intrăm. Bună dimineața, Radu Răuțu mă numesc, reprezint echipa Jaspers. Jaspers este un acronim, Joint Assistance to Support Projects in European Regions. Îndrăznesc să spun că mă aflu printre prieteni. Suntem la sediu operatorului care a obținut finanțare primul, un proiect extrem de dificil, total atipic față de celelalte. O să discutăm mai în detaliu în cele ce urmează. Mulțumesc! Bună ziua, numele meu este Cristian Noristeanu, sunt director adjunct în cadrul Autorității de Management pentru OIMA. Coordonez cu caracter temporar activitățile de pregătire, proiecte, contractare, evaluare. La evenimentul de la Petroșani au participat, alături de președintele Asociației Române a Apei, Comitetul Teritorial Jiu-Olt, Vasile Maier, director general al SC Apa Canal Sibiu, secretarul Comitetului Teritorial Jiu-Olt al ARA, Thomas Roth, și directorii generali ai companiilor de apă și canal din Galați, Târgoviște, Ploiești, Mediaș, Alba Iulia, Oradea, Călăraș, Brăila, Gorj, Iași, Miercurea Ciuc, Covasna, Baia Mare, Craiova, Tulcea, Focșani, Drobeta, Turnu Severin, Slatina, Deva, Timișoara, Suceava, Arad, Bistrița, Piatra Neamț, Târgu Mureș, Constanța și Petroșani. Mama succesului e competiția. Competiția între oameni, competiția între organizații, competiția între, hai să zicem, unități administrative teritoriale, vorbind la nivel județean. APASERF reprezintă o activitate în care multă lume, pe bună dreptate, consideră că ea, nu ca entitate, ci ca echipă consolidată, face față provocărilor din ziua de azi. Mai ales că serviciile pe care le aduce comunității sunt servicii legate de viață. Pentru că apa, împrumut sloganul de pe, să zicem, părțile publicitare, apa este viață, iar APASERF, echipa asta de care vorbesc, ca paranteză, în secolul 21, este complet defazat, cel care își închipuie că performanța e atributul unui singur individ. În secolul 21, performanța reală nu poate fi decât atributul echipei, echipă care e cantonată în zona acțiunii, în zona perseverenței și în zona proiectelor de mare anvergură. Proiecte pe fonduri europene, proiecte care să asigure dezvoltarea echilibrată și modernă a tot ceea ce înseamnă serviciile lor. În afară de zona asta, lăudată, mai e o zonă care e puțin vizualizată. Cea a implementării proiectelor
cu grijă, eu știu, se discută foarte mult de achiziții, de prețul cel mai mic, dar gestionarea fondurilor, încadrarea în fonduri, rezolvarea în condiții de calitate ireproșabilă a proiectului, făcând și un saving care să-ți permită dezvoltări și pe alte direcții decât pe cea care vor, e deosebit de important. Eu cred că întâlnirea asta și asta e, știu eu, o mulțumire adusă echipei de la APASEF, o întâlnire de anvergură, asta e o întâlnire în care se împărtășesc, ca să nu folosesc, se șeruiesc, că dă bine acum, știi că, se împărtășesc experiențe pozitive, experiențe care pot fi preluate colegial, competiția nefiind o bătălie, fiind o competiție, așa cum arată numele. Oricum, una peste alta, eu vă doresc succes în ceea ce înseamnă schimbul de idei, în ceea ce înseamnă sprijinul reciproc, în ceea ce înseamnă acumularea de bune practici de la orice, pentru că omul e născut ca să moară neînvățat. Deci învățătura asta continuă. Și vă doresc succes dumneavoastră, colegilor mei de la APASERV și ședere plăcută în Valea Jiului, unde cu certitudine că o să aveți parte de clipe frumoase în afară de cele care vizează eficiența economică, costurile apei, nu știu eu, creanțe, datorii care trebuie să le încasați, sigilări de apă, scandal cu cei care nu plătesc. Deci toate astea o să fie lăsate la un moment dat deoparte și vă doresc distracție plăcută în momentele acelea. Vreau să vă mulțumim pentru ospitalitatea deosebită de care dumneavoastră în această regiune ați dat dovadă. Suntem încântați că la această întrunire a noastră să avem alături pe președintele Consiliului Județean, pe prefect, pe președintele ADI. Se constat că președintele Consiliului de Administrație este rectorul din regiune. Deci, vedeți, e un exemplu de colucrare care, vă spun sincer, că în țară nu există în multe locuri. Eu provin de la Timișoara și noi ne înțelegem acolo, dar parcă nu ne-am adunat chiar așa toți ca să colucrăm pentru această problematică a apei. Câteva cuvinte despre Asociația Română Apei, unde eu sunt prim vicepreședinte. Asociația Română Apei este o asociație patronală și profesională, cuprinde operatorii regionali din țară. Suntem împărțiți pe comitete regionale și unul din comitetele regionale, care vedeți pe hartă, Comitetul Teritorial Orgiu, suntem astăzi musafiri aici la dumneavoastră. Suntem astăzi aici la dumneavoastră și vreau să vă spun că încercăm în Asociația Română Apei să armonizăm interesele patronale, profesionale, operatorilor, vânzătorilor, a universităților, a cercetătorilor. Vrem să aducem la oaltă tot ce înseamnă parte profesională în această zonă a apei. Cam greu, dacă vreți să vă spunem cu sinceritate, și am avut niște dezbateri destul de interesante astăzi aici la dumneavoastră, în care ne-am propus niște acțiuni. În același timp, nu neapărat întâmplător am venit aici, pentru că dumneavoastră sunteți în acest moment prin APASERV primul operator care a semnat un contract de finanțare în POIM din România. Nu este puțin lucru pentru aceasta. Vreau să vă felicit în numele Asociației Române Apei. Vreau să vă felicit pentru conlucrarea excepțională care am văzut-o aici și pentru faptul că domnul director Costel Avram, dar și domnul director Arion, sunt doi membri de bază ai Asociației Române a Apei. Sunt niște oameni serioși, foarte combativi și care ne ajută în partea noastră de luare de poziție, în partea noastră de organizare. Așadar, încă o dată vreau să vă mulțumim pentru acest lucru.
Am beneficiat și de o vreme frumoasă. Împrejurimile aici sunt nemaipomenite. Doamna, să mă gândeam, deci vedeți că sunt operatori care lucrează în două județe, în trei județe. Noastră aveți doi într-un județ. Mă gândeam că nu e o strategie ca să adunați bani mai mulți. Asta acum am gândit, da? Este bine în condițiile în care lucrurile se fac. Adică noi trebuie să fim cruiți spre acțiune, să fim proactivi. Și în ceea ce ne privește, din punct de vedere Asociației Române Apă, încercăm să fim acel forum de dezbatere, dar și de rezolvare a anumitor probleme. Nu avem foarte mulți aliați, dacă vreți să fim sinceri. Aliații noștri adevărați sunt acționarii noștri. Încercăm și fiecare cum putem prin, pe la noi, prin teritoriu, încercăm să avem o bună relație cu autoritățile locale, pentru că constrângerile care vin din aceste proiecte, din aceste programe sunt foarte mari, provocările sunt foarte mari și există și riscuri pe care am discutat mai înainte, care sunt la fel de mari. Este bine să avem pe cineva alături și dacă acționarii sunt alături de tine, este, vă spun sincer, cea mai mare satisfacție și mulțumire care o putem avea. Încă o dată vă mulțumim pentru abordarea dumneavoastră vis-a-vis de această conlucrare foarte bună care o aveți. O să încercăm să o transmitem ca un bun exemplu, ca o bună practică și în țară. Și încă o dată vă mulțumim pentru invitație. Este o întâlnire de început de an, de început de ciclu de finanțări. După cum văd, operatorii sunt pregătiți să treacă la absorpția de fonduri pe programe operaționale investiții mari. Avem un exemplu de bună practică în județ și anume avem primul operator din țară care a semnat contractul de finanțare. Și cred că această bună practică va fi împărtășită de toți participanții la această întâlnire. Faptul că atragem fonduri europene înseamnă mai puțin bani cheltuiți din bugetul propriu al județului? În principiu, da. Într-adevăr, programul operațional investiții majore este important, pentru că sursa principală de investiții este aceasta, dar să nu uităm și celelalte programe de finanțare, și anume Programul Național de Dezvoltare Rurală și Programul Național de Dezvoltare Locală, care am încercat la nivelul județului, în conformitate cu prevederile masterplanului, să le complementarizăm. Aquaserv e prima companie de apă din România care a semnat contractul de finanțare pe POIM. Așadar, este un început, este un început bun. Compania noastră este o companie bună, o companie care și-a rezolvat în timp toate problemele, a rezolvat toate proiectele în care a fost implicată. Așadar, pe lângă frumusețea zonei care este
deci de necontestat. Desigur că ne face plăcere să facem un schimb de experiență alături de ceilalți operatori de apă din țară și să vedem care sunt bunele practici și realizările din Valea Jiului. De asemenea, au fost și prezentări din țară, așadar e un schimb de experiență fructuos și suntem convinși că prin această acțiune care a avut loc aici, Asociația Română a Apei încearcă să rezolve problematicile alimentărilor cu apă, a canalizărilor. Din câte se știe, sunt probleme de restanțe majore în acest sector în România. Din discuțiile purtate până acum, care sunt principalele provocări pentru operatorii de apă din România? Urmează un proiect major, program operațional, infrastructură mare, din care sunt doar 5 companii de apă care au semnat, deci Valea Jiului este prima. Urmează celelalte companii să semneze, sunt proiecte de aproximativ 3,5 miliarde de euro. Am avut alături instituțiile ale statului, cum ar fi Ministerul Fondurilor prin directorii autorităților de management. Bineînțeles că încercăm să aducem bunele practici la un anume nivel care să ne permită un grad de absorpție mai bun pe această zonă. Bineînțeles că sunt încântat să văd aici o bună conlucrare a autorităților locale, președinte de Consiliu Județean, prefect, director, deci iată că este o bună conlucrare și un bun exemplu pentru restul țării. În același timp mă onorează și mă bucură faptul că 30 din 40 de operatori la nivelul directorilor generali s-au regăsit și se regăsesc în Valea Jiului. Sigur că problema importantă a atragerea fondurilor europene, POIM, unde operatorul de apă din Valea Jiului, Apa Servă, este pionier, având în vedere faptul că am fost primii care am semnat în România contractul de finanțare. Astăzi la Petroșan s-au discutat lucruri foarte interesante pentru viitorul atragerii fondurilor europene în România, mă refer aici la nivelul operatorului de apă și canal. În același timp mă bucură că sunt cei mai tari operatori din România astăzi la Petroșani, cu care împărtășim problemele cu care noi ne-am confruntat, ce trebuie să facem în continuare. Eu cred că în același timp este și un respect pe care îl au cei din ARA față de compania Apa Servă. Respectul este reciproc, fiindcă faptul că ne-au onorat cu prezența la Petroșani arată că Apa Servă Valea Jiului este un operator serios, un operator care s-a descurcat în ceea ce înseamnă atragerea fondurilor europene, de asta fiind și primul operator din România. Mă bucură și le mulțumesc colegilor mei pentru faptul că la sfârșitul acestei săptămâni se regăsesc în Valea Jiului. Sunteți un exemplu de bune practici în ceea ce privește atragerea de fonduri europene. Care a fost secretul succesului? Secretul succesului este unul singur. O echipă unită și puterea echipei a dus la succesul Apa Servă. Nu poate niciun om singur să facă dacă nu are o echipă în spate. Eu mă bucur și mulțumesc echipei care stă în spatele meu și împreună facem ca Apa Servă să meargă înainte. Aveți aici colegi din aproape toată România. Spuneți-mi dacă ați comparat prețul la apă din Valea Jiului cu cel din alte zone, pentru că întotdeauna au fost discuții legate de acest subiect. Suntem 40 de operatori în România, iar Apa Servă Valea Jiului este al 21-lea în raport de mărimea prețului la apă. Suntem la mijlocul lor. Sigur, noi suntem așa datorită faptului că am aplicat strategia de tarifare, lucru care cei după noi nu au practicat-o când au luat fonduri europene. Cred că până la sfârșitul anului operatorul din Valea Jiului va avea un preț și se va situa undeva pe locul 35-36.